Evanghelia după Luca, capitolul 8. Vom da citire începând cu versetul 40 la versetul 56. Pagina în Sfânta Scriptură, traducerea Cornilescu, 998. Evanghelia după Luca, capitolul 8. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, citind să începând cu versetul 40. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă. Pentru că avea o singură copilă, de vreo 12 ani, care trăgea să moară. Pe drum, Iisus era îmbulzit de noroade și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el a zis, învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întreb cine s-a atins de mine? Dar Iisus i-a răspuns, s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis, îndrăsnește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și spune, fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, căci știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate. Amin. Vă invit să reocupați locurile și mă rog Domnului ca bunul Dumnezeu să adauge peste cuvântul citit binecuvântarea sa și peste noi toți care suntem în seara aceasta adunați în numele Domnului Iisus Hristos. Mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră. După mai mulți ani, chiar m-a întrebat fratele Ghiță câți ani a trecut, nu știu exact. Verișorii mei trebuie să știe mai bine la o binecuvântare, am fost la unul dintre copiilor și ne-am bucurat împreună. Prin harul Domnului, cu ajutorul Lui, am ajuns și în seara aceasta, în locul acesta și mă bucur să vă văd într-o sâmbătă seara, în locul acesta, având părtășie împreună atât în rugăciune, atât în cântare și ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta, atât pentru mine și cât pentru dumneavoastră, să avem din partea lui Dumnezeu un cuvânt. Vă aduc salutări sfinte de la Betel, de la Alcalá de Henares, salutul bisericii noastre pentru anul acesta, l-am ales din, și Domnul ne-a pus pe inimă acest cuvânt, este din Hagai, capitolul 2, ultima parte, versetul 23, ultimul verset din Hagai, care spune în felul următor, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci și eu te-am ales, zice Domnul oștirilor. Amin. Este mai mult decât un motto, este o promisiune. Și noi ne-am agățat ca și biserică foarte mult de promisiunea aceasta. Și am spus la începutul anului, Doamne, ne-ai promis, te rog, ne lăsa. Când e la greu, îi spune, Doamne, ne-ai promis. Știți ce înseamnă pecete, nu? Mai ales șoferii care circulă cu tiruri și le sigilează cineva dintr-o parte în alta, n-are voie să le sigileze decât la destinație când a ajuns acolo. Ei, când Dumnezeu vine și spune pecetea peste biserică și spune porțile locuinței morților, nu poate rupe sigilul acesta. Slăviți să fie numele Lui. În seara aceasta suntem în prezența lui Dumnezeu și ne bucurăm să fim
lângă cuvântul lui Dumnezeu, cel mai minunat lucru este să fii în prezența Lui, să-i simți prezența că este aici, să simți că ești copilul Lui, să simți că ești sub protecția Lui și ne bucurăm că în seara aceasta avem harul acesta din partea lui Dumnezeu să stăm în prezența Lui. Lăudați și binecuvântați să fie Domnul. Previți, Domnule, am citit un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Nu este străin de dumneavoastră pentru că este foarte uzat și este citit și eu cred că s-a citit și anul acesta până aici. Da, eu consider că Scriptura este ca și o mină cu mărgăritare. Cu cât te adâncești mai adânc în ea, cu cât începi să muncești mai mult, găsești mărgăritare mai frumoase și de mare preț. De aceea, Dumnezeu este cel care ori de câte ori venim în prezența Lui, ne vorbește. Și eu cred că și în seara aceasta vrea să ne vorbească. Capitolul acesta 8 din Evanghelia după Luca, în el este relatate mai multe minuni ale Domnului Iisus Hristos. Și eu am citit doar două dintre ele în pasajul, în versetele care am citit, sunt cuprinse doar două minuni între ele. Însă, capitolul acesta începe cu o cuvântare a Domnului Iisus Hristos. În cuvântarea aceasta, El cuvântă și știți, când Domnul Iisus Hristos cuvânta, se ridica să aibă un cuvânt, mulțimile buiau în jurul Lui și se stăteau, mulțimile uitau de ei, erau în pustie de multe ori, uitau că-s copiii cu ei, că-s flămânzi, mamele, că trebuie să alepteze, tații, că trebuie să urmeze a două zi să meargă la muncă, uitau de ei. Erau captivați de cuvintele acestea lui Domnul Iisus Hristos. Ei, de data aceasta vine Iisus și spune în cuvântări, spune o pildă. Și în pilda aceasta este pilda semănătorului. O persoană care a ieșit să semene. Pregătit pământul și începe să semene. Semânța aceea era aceeași semânță din aceeași sac aruncată pe pământ. Culmea este că nu toată semânța aceea a dat rod. Noi suntem în seara aceasta în prezența lui Dumnezeu. Semănătorul este aici să semene. N-a fost de vină nici semănătorul, nici sămânța. Și de vină, când a dat rod, au fost cei care au ascultat. Acum de-a căzut sămânța. Pentru că ultima categorie spune a adus rod și a adus mult rod. De aceea în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să fim foarte atenți și să ne pregătim ogorul inimii noastre ca sămânța să cadă într-un pământ bun. Și mai apoi că nu ne-ar folosi la nimic să venim să stăm și un an și doi și trei să venim aici la Betania și într-o zi tragem linie rezultatul. Unii roada. Spune, domnule, n-am adus nimic. Îmi pare rău, dar n-am adus nimic. Ei, nu ne-ar folosi la nimic lucrul acesta. Domnul vine și le spune pilda aceasta. Mai jos iau ucenicii și urcă într-o corabie și spune Domnul Iisus Hristos, haideți să-mi trecem dincolo de lac. Și mergând pe lac, Domnul adoarme. Ucenicii vâslesc și la treabă acolo. Domnule, ținta lor era să treacă dincolo de lac. Ascultăm și asta împlinim. Numai că pe lac s-a pornit o furtună. Și în furtuna aceea a început să clatine, să arunce apa în corabie și atunci au făcut ce au făcut. Ca umani au făcut ce au știut să facă. Dar la un moment dat au văzut că e în zadar tot. Și a spus, nu putem face nimic, singur nu putem face nimic, avem nevoie de El. Și prind și-l zgâțe și spune, Doamne Iisuse, Tu dormi și nu-ți pasă, că uite noi perim. Se ridică calm Iisus Hristos, ceartă vântul și furtuna și spune că se lasă pe lacul acela o liniște deplină. Ucenicii stau să uită mirați la El și spune, Domnule, dar cine cu noi în corabie? Ascultă vântul, îl ascultă furtuna. A natura îl ascultă. Cu ei în corabie era Creatorul, lăudat să fie numele Lui. Cu noi în corabie este Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Și mă rog, Domnule, ca în seara aceasta El să potolească orice vânt, orice furtună, El să vină să, în familie dumneavoastră și dacă sunt probleme, dacă sunt valuri care gata să se scufunde corabia vieții noastre, El să-L invităm, să-I spunem, Iisuse, te-am abandonat de mult, dar vreau să te iau în corabia vieții mele. Te rog, potolește vântul și furtuna și las-o liniște de plină. Dacă până atunci au auzit vecinii, spun, măi, aici aștept că locuiește un pocăit, dar nu predovedește lucrul acesta, că prea mare gălăgie este acolo. Vor ști, mă, s-a întâmplat ceva. Orice s-a întâmplat. Iisus Hristos a intrat în viața noastră, lăudat să fie numele Lui. Și spune Scriptura că ajunge dincolo, pe țărmul celălalt, al lacului, trece dincolo și acolo pășesc în ținutul gergesenilor. Pășește Iisus Hristos împreună cu ucenicii acolo și îl întâmpină un om, un bărbat. Că, domnule, e bine că îi întâmpină cineva. Nu a fost, era cazul că nu îi întâmpina nimeni, dar uite, acum i-a așteptat cineva, uite, i-a întâmpinat cineva. Foarte bine. Primitor, înseamnă că e un sat de primitor. Un ținut primitor de oaspeți. Numai că nu era așa. Era o persoană periculoasă. Știau toți din ținutul acela că era un ținut foarte periculos și
persoană era de asemenea periculoasă. Dar nu că ea în sine era așa periculoasă. Și ceea ce era în el era foarte periculos. Pentru că în el era o legiune de demoni. Și omul acesta era legat cu obezi, legat cu cătușe. Și spune Scriptura că rupea obezile, rupea cătușele, locuia, se tăia cu stânci, locuia prin morminte, acolo era locuința lor. Și era groază băga în oamenii ăia, nu putea să treacă nimeni prin ținutul acela. Și persoana aceasta, periculoasă, îi întâmpină pe ei. Și cum îl vede? Pe Fiul lui Dumnezeu, pe regele nostru, pe împăratul nostru. Încep să țipe. Să nu ne chinuiești. Și Iisus le mustră. Cum vă cheamă? Legiune, că suntem mulți. Știa ce așteaptă. Alt evanghelist spune și remarcă, sublinează lucrul acesta, nu ne chinui înainte de culmea culmelor, că demonii știu că le are, vine vremea lor. Demonii știu că le vine vremea și scurt, când le vine și lor vremea. Știu de lucrul acesta. Și până atunci muncesc oameni, bărbați și femei, tineri și adolescenți, și copii, începe și muncesc și nu au somn noaptea și sar din somn și țipă și fac tot felul de lucruri. Și atunci stai și te gândești, care-i problema? Avem nevoie de El. El este Cel care poate mustra. Și anume că și El vine cu o rugăminte, te rog frumos, uite, ascultă-ne și pe noi și ascultă rugămintea lor. Ia uite pe turma aceasta de porci, dă-ne voie să intrăm în turma aceasta și lasă să intre în turmă. Turma s-a alergat și s-a aruncat în lacul acela și au murit toți. Porcarii s-au dus și au dat de veste satului și au venit osatul. Au bus și a spus, în sfârșit, extraordinar, să uitau ucenicii, extraordinar ce evanghelizare. Ce ai putut face? Să adun tot satul în jurul tău să faci evanghelizare. Nu mai mergem noi prin sat. Uite, au venit ei aici la noi. E mare. Dar nu a fost așa. Uimiți de ce s-a întâmplat. Când au venit ei, omul umbla că păcatul te dezbracă. Știți, păcatul te face gol. Păcatul te simți te face să te simți incomod. Incomodă. Poți să fii îmbrăcat bine, poți să ai bani, poți să ai de toate, dar păcatul, odată ce l-ai săvârșit, te face să stai incomod și în casa lui Dumnezeu, și în familie, lângă soț, lângă soție, cu cel mai bogat, cu cel mai bun om, cu cel mai frumos, orice vedetă. Te face să stai incomod și incomodă. Și îl vede pe bărbatul acesta periculos, îmbrăcat cu toate facultățile mentale, proștenut înaintea Domnului Iisus Hristos, într-o poziție corectă. Și stă Iisus de vorbă cu el. Minunat de ce a lucrat Dumnezeu, Iisus Hristos. Și a mustat și l-a ajuns și a spus, în sfârșit, îs și om, ca toți oamenii. Și vine oamenii și spuneau, te rog frumos, e mare minunea, dar nu-i pe frică. Ia, te rog frumos din ținutul ăsta, ia te-și tu. Și pleacă. Și numai din pleacă, se urcă în corabie și se duc înapoi. Și spune Scriptura aici, în versetul 40, la întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. În seara aceasta, preobiții Domnului, suntem în prezența Celui care este veșnic viu, lăudat să fie numele Lui. Noi suntem în prezența Lui în seara aceasta, așteptăm atingerea Lui. Și spune că acolo stând și îl așteptau toți, vine unul din fruntașii, numit Iair. Vine și face o rugăminte, te rog frumos, vină în familia mea, pentru că singura copila mea este de 12 ani și trage să moară, e bolnavă. Te rog frumos, vină în familia mea, pentru că știu că tu odată ce ai venit acolo, rezolvi problema, criza care este în familia mea, tu o poți rezolva. Iisuse, te rog frumos, vină! Și toți au spus, gata, venim și noi cu tine. S-au adunat mulțimi multe și mergeau. Numai că pe drum îl îmbulzeau mulțimile. Toți care mai de care să fie mai în preajma lui, mai aproape, se audă cuvintele lor, ce spune, ce dialog are, mergând pe drum, împreună până acolo la casa lui, ce ore, ce vorbește? Și se îmbulzeau toți care mai de care în preajma lui. Numai că între mulțimile acelea, era o persoană care avea o problemă gravă de 12 ani, o boală. Și o măcina, și o măcina, și o măcina. Și femeia aceasta face un gest și își pune în minte ceva. Și spune, în sfârșit, îl văd și eu. În sfârșit pot să dau și ochii cu el. Pot să mă apropii pe mulțime și să mă ating de el. Și mesajul din seara aceasta se intitulează O atingere miraculoasă. O atingere miraculoasă.
Trebuiți Domnului, pasajul acesta și câteva versete care cuprinde această minune care a săvârșit-o Iisus Hristos cu femeia aceasta, cu scurgere de sânge, 12 ani, spune Scriptura și sublinează lucrul acesta, toată averea ei a cheltuit-o și a dat-o la doctor ca să o vindece cineva și sublinează cuvântul și spune, n-a vindecat-o nimeni! Nimeni nu a putut face nimic, i-au mâncat banii, toată averea a cheltuit-o și nimeni niciun rezultat! Dragii mei, în primul rând, primul punct care aș vrea să-l ating în seara aceasta este Iisus trece printre noi ca să-L poți atinge. Și în seara aceasta ne rezemăm și ori de câte ori venim la casa lui Dumnezeu, ne rezemăm pe cuvântul acesta unde doi sau trei se adună în numele Lui. El este prezent în mijlocul lor. Preabiție Domnului, când aici la Betania vin doi tineri și își ia chitara, vin la casa lui Dumnezeu și spune, vrem să facem o repetiție în numele Domnului Iisus Hristos. Știți că Domnul este între ei aici? Știți că lipsește corul, că lipsește fanfara, că lipsesc grupurile de laudă și închinare, că lipsește comitetul, că lipsește unul dintre frați și surori. El nu lipsește niciodată, El este aici! Atunci când ne coborâm, când venim în numele Lui, când ne adunăm în numele Lui, noi obișnuim să spunem, nu vine predicatul nu știu care, cine pe programare? Oh, de asta m-am săturat, nu vin la biserică. Domnule, am auzit că grupul a plecat, nu știu, de misiune, numărul la biserică, că e pustiu. E cam, știi, nu-i har la biserică. Culmea că el, dacă doi vin din biserica Betania sau Betel, el este aici. Aleluia. Și știți mulțimile unde era el, mulțimile mergeau toți. Asta e culmea că ne-am prea obișnuit cu lucrul acesta. El spune că e aici, ar trebui să fie plin întotdeauna, că știm că el este aici. Doar nu avem probleme să-i aducem la picioarele Domnului Iisus Hristos. Avem atâtea probleme care se confruntă și ne confruntăm cu ele zi de zi. Și le ținem acolo, e obișnuit să le luptăm noi cu ele. Lasă-ți, ce să mă mai duc la sătura? Tot acolo să mă duc. Tot aici, că aici este El. Iată ce dulce și plăcut este când frații se adună împreună. Pentru că Domnul dă acolo binecuvântarea. Și spune Scriptura, este ca roa Hermonului, că este coboară de munte Sionului și ude câmpia aceea și rodește. Este ca un delemn, în orice îndelemn, cel mai de preț, care este turnat pe capul lui Aron, se coboară pe barba lui, pe marginea veșmintelor. Asta înseamnă ungere din partea lui. Asta înseamnă binecuvântare. Cine are ungerea aceasta din partea lui? Nu o vrem? El este aici. El în seara aceasta este aici și vrea să ne atingă. El coboară între noi, Iisus trece printre noi și în seara aceasta ca să-L atingi. Oricine ai fi, atinge-te de El. El de ce ai în seara aceasta aici? Și ori de câte ori veți veni aici, El este aici să-L atingi, omule. Fratele, sora mea, dar tânăr care ești aici, prieten drag, El este aici ca să-L atingem. Îi simți prezența? Oile mele cunosc glasul păstorului și nu merg de la lupă un străin. Dragii mei, noi suntem aici înaintea păstorului cel bun. Acel care ne cunoaște pe nume pe fiecare. Eu uit numele foarte repede, dar el nu le uită niciodată. Spune Samuele. Spune, oare cine mă strigă? Zice, precis că bătrânul Eli. M-ai chemat? Spune, nu. Duce înapoi, Samuele. Dar m-ai chemat, eu te-am auzit de slușit. Nu, du-te înapoi. Și dacă o să te mai strige încă o dată, vezi că te strigă tata. Te strigă stăpânul. Cel care când maica ta a venit aici, înaintea mea, zăbovit în rugăciune și a spus, Doamne, dă-mi un fiu de parte bărbătească și dacă Tu mi-l dai, eu ți-l închin ție, să fie al tău pentru totdeauna și să ține de promisiunea aceasta și Dumnezeu și mama Iana. Și vine timpul când Dumnezeu cercetează pe copilul acesta, pentru că dorea să spună ceva lui Eli și întregului popor. Dragii mei, în seara aceasta, El este cu noi aici. El este prezent aici, lăudat și binecuvântat să-i fie numele Lui. De ce m-aș atinge de El? Cu ce scop m-aș atinge de El? Care-i scopul meu care a venit aici să mă atinge? Pentru că mulți au mers după Iisus Hristos, mulți îl îmbulzeau, unii din greșeală. Și noi mai mergem prin mulțime, prin centru și mai dăm de unul. Pardon, rău frumos, iertați-mă, n-am vrut. Unii din greșeală. Doamne, nu, m-a împins cineva, nu, n-am vrut să mă ating. Dar cineva m-a împins, nu, n-am vrut. Alții, din curiozitate, Doamne, dacă pun mâna pe el, se întâmplă ceva. Domnul, dacă pui mâna pe Sfânta Scriptură, că mi-au spus că dacă pui mâna pe Scriptura asta, mori. Unii nu vreau să o primească cadou. Te duci și îi dai cadou, spui, uite, îți dau un cadou frumos, nu știu dacă... E cea mai frumoasă carte care există în lumea aceasta, cea mai citită, cea mai tipărită, tradusă în cele mai multe limbi. Este Cartea Cărților.
O să găsești multe răspunsuri la întrebările tale care te confrunți. Doamne ferește, nu ating. E sfântă și pe mine cred că eu și mor dacă o ating. Nu mă încearcă să vezi că nu mori. Nu mă încearcă să vezi că nu mori. Unii din curiozitate, Doamne, dacă ating ceva, că mulți ating, unii oasă moarte și le sărută. Cred că se întâmplă ceva. Alții ating altceva, alte obiecte, obiecte care spun că sunt, eu știu, sfințite sau altceva și se întâmplă ceva. Nu se întâmplă nimic. Singura schimbare sau atingere, când te atingi de El, este Iisus Hristos, pola harii Lui, că spune a trecut de partea cealaltă. Și acolo au dat de veste că Iisus Hristos a ajuns acolo. Și toți s-au dus și au adunat toți bolnavi. Și spune Scriptura că i-a cerut voie. Și a spus Iisuse, ne dai voie să ne atingem numai de pola hainii tale? Și spune Scriptura, toți care s-au atins au fost vindecați, lăudați să fie numele Domnului. Noi în seara aceasta, că toți, prin credințele atingi de pola hainii Lui, toți ne vom vindeca în seara aceasta. Lăudați să fie numele Lui. El nu s-a schimbat. El rămâne același. Alții se ating de El numai din curiozitate, din greșeală. Alții din necesitate, că au nevoi, că au probleme, au necesitate și spune, Doamne, eu vreau să mă ating de Tine, ăsta e scopul meu, ca și femeia. Dar mai sunt unii, bineînțeles, care se ating ei pentru presă. Nu le mă ating și eu, fă-mi o poză. Am și o amintire. Știți, sunt unii care atunci când vine, consideră ei că unii sunt celebrități și atunci spune, îi mai vezi. Și mai sunt cam un funcționează ăsta, Facebook-ul și nu mai vezi acolo, cu câte ori, așa spune că sunt celebrități. Și vezi acolo în poză, fotografie, dau mâna sau așa, știi, stând în poză și iau fotografia aceea și mai apoi o pun acasă în colecție și au o colecție de fotografii. Dragii mei, ce aș vrea să spun, în seara aceasta suntem toți aici și ne fotografiază cineva. N-am vrea ca întâlnirile noastre de aici să fie doar o fotografie pusă în album. Că fotografiile acelea, venitul nostru la biserică, stând așa în bancă, ne fotografiază Dumnezeu. Eram la o întâlnire odată pastorală și la mai mulți slujitori și la o discuție acolo mai mult spune cineva, aveți grijă ce vorbiți că se filmează. Da, unul de acolo, frate, zice, treaba asta să șterg. Dar zice, filmează unul din cer, hai nu să șterg niciodată. N-are acces nimeni acolo. Îți spus să înseamnă, bine, nu știe nimeni, nu, nici n-ai cheile de acolo, nu poți intra. Când vom ajunge acolo, filmarea aia ne-o scoate și ne-o pune în față. Previți-mi, prieteni, frați, surori care suntem aici, știți că în seara aceasta suntem fotografiați? N-am vrea doar să ne alegem în seara aceasta doar cu o simplă fotografie. Că Iisus Hristos, e o celebritate, domnule, toată Scriptura spune, toți vorbesc despre El în sus și în jos. Și așa, și atunci, El e o celebritate, domnule, fac și o fotografie, că am înțeles că e aici. Deși nu-L văd, știu că e pe aici. Îi spuneam fraților în Biserica Betel și am spus, oh, dacă am ști noi câți îngeri sunt cu noi la fiecare slujbă și nu-i cunoaștem. Îi spune că e X sau nu știu ce. Știți că Scriptura spune că unii fără să știu au găzduit îngeri. Dar veni ca un om așa sărac, cu haine zdrânțuite și a spus, nu mă primești pe mine peste o noapte așa să dorm la tine. Măi, tu ești hoț, mă. Nu te primești, tu mă furi. Și spune, nu, fără să știe, aia care a fost primitor, au găzduit îngeri. Crezi că îngerii Domnului pot să fie cu noi în seara aceasta aici? Lăudați să fie numele Domnului. El, mai presus decât îngerii, este El, Iisus Hristos, prezent în locul acesta. Lăudați și binecuvântați să fie numele Lui. Din necesitate au venit părinții. Au venit părinții și au spus, a spus Domnul Iisus Hristos, vine o femeie și strigă după El și spune, Doamne Iisus Hristoase, te rog frumos, nu vin și te atingi de fiica mea, pentru că este muncită de un drac. Nu o băga în seamă. A țipat după ea, a strigat după ei. Și ucenicii a spus, da, dai drumul, spune ceva, spune o vorbă, că n-ai timp de ea, de femei. Și intră în dialog cu ea. Și în final, merge fericită femeia, pentru că a știut să profite. Și a spus, adevărat, oricum ai numi. Și căței mănâncă de acolo de sub masa stăpânul din fărâmituri. Dă-mă o fărâmă, că asta doresc. Dă-mă o fărâmă să mă duc acasă cu rezultat bun. Și dă o fărâmă. Iisus urcă pe munte cu câțiva dintre ucenici și jos rămân altă parte de ucenici și vine un tată cu un copil care face spume la gură să trânte prin foc, prin apă și să zvrâncolea acolo, muncie drac și ăsta. Și atunci vine și spune, Domnule, ne-am chinuit cu ucenicii și n-am putut face nimic, te rog frumos, fie-ți mil, atinge-le de fiul meu. Și s-a atins Iisus de el. Au strigat orbii după el și a spus, am nevoie de vedere, nu-ți atingi, nu, fie-ți milă și ia mâna ta sfântă și pună peste ochii mei și ochii mei vor vedea și au văzut. Lăudați să fie numele Lui. Ologii spunea, te rog frumos, nu-ți întinzi mâna înspre mâna mea uscată
și mâna, atingând mâna ta sfântă, mâna mea uscată, va primi viață și a primit viață. S-a dus la unul care nu avea pe nimeni. Poate ești aici și spui că ești singură și singur. Ai venit aici pentru că ești în planul lui Dumnezeu. Și vrea Dumnezeu în seara aceasta să-ți întindă mâna. Și spune lui care nu avea pe nimeni, stătea și el săracul și spunea, tot se vindecă, mișcă apa, săr acolo, caut pe cineva care să îl arunce în apă. Și domnul, eu nu pot, pentru că n-am pe nimeni. Aici o să-mi petrec viața lângă piscina aceasta, lângă scăldătoarea aceasta, pe rogojină. Că fiecare dintre noi, dați-mi voie să vă spun, avem rogojina noastră. Și vrând nu vrând, stăm în fiecare zi pe ea. Este Fiul lui Dumnezeu între noi în seara aceasta, lăudat să fie numele Lui. El spune, vine și toate mulțimile, lasă plasticul, că era plastic la Ierusalim, lasă plasticul și în cealaltă parte. Erau ăia ciungi, erau ăia care se jăleau, ăia care plângeau de durere, măcinate trupurile lor de tot felul de boli. Și Iisus Hristos spune, lăs bucuria că ești tu preot și ești tu care să facă slujire aici, să cânte și să facă leviți acolo. Eu mă duc în partea cealaltă, îți nenorociții și au nevoie de vindecare. Seara aceasta ai lăsat alte preocupări care te puteai, dragul meu, tânără și frate și soră și prieten. Puteai sâmbătă seara, puteai să-ți faci de cap, dar ai venit aici, că este cineva care te cunoaște și mă cunoaște așa de bine. Vrea să atingă de tine, vrea să-ți întindă mâna și vine și spune, auzi, vrei să te faci sănătos? Domnul, dar n-am pe nimeni. Nu, eu n-am venit să spun că n-ai venit. Mai ai pe mine, că eu te-am văzut. Eu știu de cât timp stai aici. Eu știu de câți ani suferi. Eu am venit să-ți dau viață. Am venit să-ți dau sănătate. Ia-ți rogojenul sub tine și mergi pe picioarele tale. Și slăveau pe Dumnezeu. Și striga în gura mare, lăuda să fie numele Domnului. Slăvi să fie El. În seara aceasta vrea să se atingă. Vrea să spune, eu trec între voi. Atinge-mă. Ai o problemă? Atinge-mă. De ce sunt între voi? Atinge-mă. Binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea și mulți alții care au venit și au cerut, ai nevoie, inima ți este bolnavă, dă-i voie să atingă de inima ta. Mintea și spui, cugetul meu e pătat, domnule, am atâtea pe cugetul meu, nu mă pot ruga, nu mai pot citi Scriptura, nu pot asculta o slujbă, să stau liniștit la o slujbă, tot felul de gânduri murdare îmi trece prin mintea mea, dă-i voie să atingă de mintea ta. Că Iisus Hristos vrea să atingă, să te elibereze. În seara aceasta te dor mâinile, picioarele, eu știu ce alte mădulare te dor. Dă-i voie să atingă de ele. El poate să-ți dea sănătate, lăuda să fie numele Lui. El în seara aceasta este aici și a făcut timp de noi. Când noi i-am întors spate atâtea ori. Și în seara aceasta așteaptă să întoarcem privirile spre El. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Aleluia! Dacă ai uit în seara aceasta întristat și spun, nu mai simt bucuria aia mântuirii, Iisus Hristos este aici și așteaptă să-i întorci privirea spre El. Știți că Petru s-a lepădat, deși Iisus l-a avertizat și a spus, Petru, ai grijă, tu, noaptea asta, tu te vei lepăda de mine înainte să cânte cocoșul, de 3 ori vei face lucrul acesta. Eu, Doamne, eu niciodată, ăștia toți pot să facă lucrul ăsta, eu mă duc la moarte, stau pe cruce, mă pun pe cruce, eu suport lucrul ăsta. Și când cade Petru, atâta oară să jură că nu, că nu-l cunoaște. Se intersectează privirea lui Petru cu a lui Iisus Hristos. Dragul meu, nu poți să stai nepăsător când îți întorci privirea spre El și El își întoarce privirea spre noi. El într-una stă. El privește aici în Betania în seara aceasta dacă mai este o persoană care să-L caute și se lasă găsit pentru o persoană. Dacă ne sună cineva și spune, uite, sunt o persoană așa, 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 nu vei, uite, în partea nu știu care, cealaltă, că uite, am nevoie de mântuire, simt că nu mai pot, mă arunc, mă omor, fac ceva. Domnule, vezi de treabă, la ora asta mă trezești, eu mă duc la muncă, trebuie frumos. Nu-ți fă lucrul ăsta că e rău, caută-mă pe mâine. Eu și-o făcut în seara aceasta timp să vin aici, pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Așa cum suntem, mai neimportanți, dar importanți în ochii Lui, lăudați să fie numele Lui Dumnezeu. Preoții, frați și surori, în primul rând vă spuneam, Iisus trece printre noi și ca să-L poți atinge. De aceea merge mai departe, în al doilea rând. Dacă te-ai atins de El, Iisus răspunde atingerii tale. Iisus răspunde atingerii tale. Știți că a răspuns atingerii femeii acestea? Femeia a spus, mă duc prin spate, mă ating de poala hainei lui și știu că voi fi vindecată. Se atinge de medicul medicilor, de poala hainei lui. Nu-i spune un cuvânt nimica. Ea merge prin credință, se atinge de poala hainei lui și este vindecată. Și el se întoarce. Mă, cineva s-a atins de mine. Vezi de treabă, ce mai întreb, nu vezi ce îmbulzeală, îi? Nu. Cineva cu un scop. El știe de ce venim în locul acesta. Știe de ce ne botezăm. Mâine avem botez cu ajutorul Domnului la Biserica Betel, 6 persoane. Am mai avut alte boteze și anul acesta, dintre care este și aceste 6 persoane care vor păși cu ajutorul lui Dumnezeu mâine în apa botezului și vor mărturisi pe Iisus Hristos ca Domn și Stăpân al vieților. Fiecare au o întoarcere specială. Pe fiecare Dumnezeu a cercetat special.
Și a dus și a spus: frate Iacove, mărturisea săptămâna trecută, duminica trecută, plângeam acolo înaintea lor și spunea: frate, ce întorcere minunată, numai Dumnezeu putea să facă lucrul acesta. De aceea, preoiți-mi, frați și surori, El în seara aceasta este între noi, este aici care răspunde atingerii tale și necesității tale, nevoilor tale, răspunde la atingerea aceea ta și eliberează și numai atâta, dă vindecare. Știți care e problema? Vă dau un exemplu. Mergem la magazin și luăm de pe raft o doză de Coca-Cola, de Fanta, de Sprite, băuturi din astea răcoritoare, nu altceva. Din astea răcoritoare le luăm și când ajunge la casă nu o punem în buzunar sau în plasă și ieșim cu ea, plecăm. Nu, că aia are o valoare. Și trebuie să mergi la casă, treci pe aparatul ăla și dai contracost bani. Cât costă aia? 70 ceva de cent? Sau eu știu cât, dacă mergi pe avion, e mai scumpă, 2 euro și ceva, depinde unde o iei. Și atunci cumperi. Îi dai contracost, o iei, ieși afară, ai desfăcut-o, ai băut conținutul din ea și ceva, ăla îl ții. Ăla nu mai are valoare. Cutia aia nu mai are nicio valoare. Trecând pe lângă un coș, dai să arunci în coș și nu cade în coș, cade lângă coș. Coșul e plin, sau spun, n-ai, Miliane, să mă duc încă doi pași acolo, două rung la distanță și n-ai nimerit chiar acolo să intre și pică lângă. Niște copii vin și cum să joacă și mai ales împărați, mai fug cu fratele sau după ăsta și dă cu piciorul, se duce pe stradă unde calcă persoanele. Și o calcă primul și o turtește. Vine a doilea și trece peste ea. Și trec toți peste ea așa. Mai vine unul, mi-a stâmpărat un copil și mai dă una așa și cade în stradă și o calcă mașinile. Se duce toată vopsea pe ea, e turtită de tot. Mai are o valoare? Nimic. Nu are nicio valoare. Dar vin ăștia care mătură cu mașinile alea, o aspiră, o ia, o duce la unde selectează gunoaiele și o selectează. O pune între altele, tot urtite așa. O pune între altele. Ei, le ia pe toate alea, le duce la fabrică, la topitorie, le dă din nou formă. Și acolo le umple din nou cu conținutul acela. Ajung iară pe rafturile magazinului și din nou are valoare. Noi trăim în lumea aceasta în care diavolul dă cu picioarele noi, ne aruncă când la coșul de gunoi, când trece unul cu roțele peste noi, când unul cu picioarele, când unul cu bicicleta peste noi, trece diavolul cu tot felul de lucruri peste noi și dacă nu suntem atenți, ne face cadouza aceea, ne pierdem valoarea. Cine mai poate să ne dea valoarea? Doar Iisus Hristos. Ne ia la reciclări și spune, hai că eu te pot doar recicla, că ceilalți se aruncă. N-are nimeni nevoie de tine. Te abandona toți și spune, te-ai pocăit? Neam de neamul nostru nu a fost așa. Ne-ai făcut de râs. Acum afară, te dezmoștenim. Gata, afară cu tine. Soțul spune, a, te-ai pocăit? Gata, du-te cu pocăițe. Eu mă caut alta. Și ne-am avut caz în biserică. Că și-a adus amanta și a trăit împreună cu ea acolo. Față de soție. Dragii mei, nu mai dă nimeni nicăinoi. Nu mai are nicio valoare. Domnule, ai făcut de râs, ai făcut așa. Știi cine poate să ne recicleze, să ne dea din nou valoare? Dacă ai ajuns acolo în starea unei doze, aceea care nu mai are nicio valoare, cine poate să facă să avem din nou valoare este doar Iisus Hristos, lăudat să fie El. El așteaptă în seara aceasta să te atingi de El. Spui, Doamne, mă ating și eu. Mă simt că nu mai am nicio valoare. Știu că Tu poți să-mi dai valoare. Doamne, te rog, lucrează în seara aceasta. Lucrează în viața mea, lucrează în viața fiecare de aici. Doamne, te rog frumos, atinge-te. Fii cu noi în continuare. În al treilea rând, ce aflăm din Scriptură de aici, că Iisus vrea să-L mărturisești. Ai venit cu un scop bine determinat în locul acesta. Iisus Hristos trece printre noi ca să-L atingi. Am făcut pasul acesta, m-am atins de El și El a acționat. A răspuns atingerii mele. Și a spus, te vindec, te eliberez, îți fac ceea ce îți spui, îți fac. Și acum așteaptă să-L mărturisești. Vine și spui, ce s-a atins? Petru spune, nu, ceilalți s-au atras la o parte că s-au speriat. Și spune, pe ea l-am îngrămădit. Acum vine și ne ceartă. Și spune, Petru, Domnule, dar tu vezi ce bolzeală este aici? Nu, din mine a ieșit o putere. S-a tras toți înapoi și rămâne femeia. Vine tremurând toată, schimbată la față, cade cu fața la pământ și spune, uite, vreau să vă spun, să vă mărturisesc față de toți, cu ce scop m-am atins de El. Și cum El l-a vindecat, asta e mărturisire în fața la tot publicul care era acolo. A spus, vreau să-L mărturisesc că Iisus Hristos este Domnul meu de astăzi înainte. El este Mântuitorul meu, El este medicul medicilor. Nu a putut nimeni să mă vindece decât Iisus Hristos la o simplă atingere. M-am atins de El, de paralele pe dinapoi și m-a vindecat, lăudat să fie numele Lui. Că și în seara aceasta din El mai este o putere care ne poate vindeca. Slăviți să fie numele Lui. Ești aici, prieten drag, care simți că nu mai ai nicio valoare. Ești aici că îi spui, Domnule, nu mai am pace, nu simt bucuria aceea. Îți lipsește ceva, Iisus Hristos. Lipsește mântuire.
Lipsește mântuirea aceea care se aduce fericirea aceasta. Lăudat să fie numele Domnului. Așteaptă să-L mărturisești. Domnul m-am atins, mi-a dat vindecare, am avut vindecări de cancer, cu slăvit să fie numele Domnului, nu-i lauda noastră, ea lui Dumnezeu. A vindecat și a ieșit tânăra în față și a spus: Domnul s-a atins de mine și m-a vindecat de cancer. Slăvit să fie numele Lui. Alții au venit și au spus: ferurite boli, a ieșit în față, s-a rugat și a spus, când a spus mâinile peste noi, Dumnezeu din ceruri a confirmat lucrul acesta și a pus mâna Lui Sfântă și m-a vindecat, m-a tămăduit. Mame care s-au rugat pentru copii și copiii au venit plângând din rebeliunea lor și a spus: vrem de astăzi înainte să-L slujim pe Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos este Domnul, lăudat să fie numele Lui. El, Iisus Hristos, așteaptă să-L mărturisești. Atunci când Dumnezeu lucrează, mărturisește, cheamă-mă în ziua necazului. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslavi. Dragii mei, în seara aceasta vreau să vă întreb, s-a atins Domnul dumneavoastră în vreo circumstanță în viața aceasta? Ridicați o mână sus pentru cei care s-a atins Domnul în viața aceasta. Lăudați să fie Domnul. Binecuvântat să fie El. Unii încă mai așteaptă răspunsuri din partea lui Dumnezeu. Unii încă mai așteaptă lucrul acesta. De aceea vreau să vă spun, nu vă pierdeți nădejdea. El în seara aceasta poate să fie o seară specială pentru dumneavoastră. Una dintre candidațiile care le aveam la botez a întrebat și a spus: ce va determina să vă întoarceți la Dumnezeu? Spune: frate, mă știi că am venit de mult la biserică. Și am văzut-o, vine cu batic, vine așa. Și spun: mă, asta e pocăită. Cred că și spun: nu, eu nu-s botezată. Știu că într-o zi vine mama ei, care a întors la Domnul. Vine cu ea și îmi spune: frate Iacob, uite, fica mea e căsătorită de mulți ani și-ar dori un copil și nu pot. A făcut o fel de tratamente, nu poate să nască. Și-ar dori mult un copil. Și uite, ea și-a propus că dacă Domnul îi dă un copil, ea să întoarce la Domnul. Spune: n-ai vrea să te rogi? Hai să urcăm sus. Am urcat într-o cameră sus, i-am rugat pentru ea. A trecut un timp și a rămas însărcinată. Domnul i-a dat un copil de parte bărbătească, un David. L-a văzut în brațe, bucuroasă, sfădea în sus și cu soțul, ce iubea pe copilul respectiv. Domnul ținea pe pâl să nu se întâmple nimic, ceva rău. Dar a continuat să vie la biserică, dar n-a făcut pasul. Și a trecut 6 ani și abia acum intră în apa botezului. Și spune, îi spun că, dar ce te-a terminat acum, frate Iacobie? Anul acesta am făcut 2 luni de evangelizare. Printre păstorii care am chemat, au fost fratele Ciprian, frateanul, cunoașteți. A venit la biserică și a spus: frate Domnul mi-a pus pe inimă, frate Iacobie, un mesaj, nu știu, am stat înaintea Domnului și ăsta e mesajul care Domnul mi l-a dat. Și rugăciunea care a făcut-o la urmă, s-a încetat rugăciunea. Și vine fratele și spune: ascultați-mă, Domnul mi-a spus în rugăciunea aceasta că aici este o persoană care a venit la biserică de mulți ani și a promis Domnului că vrea să se întoarcă și n-a făcut-o până acum. Domnul te așteaptă. Asta e seara ta. Tremura toată. Și a venit în față, s-a prăbușit acolo și a spus: asta e seara mea. Predica a fost toată pentru mine. Tot ce mi-ai vorbit în seara aceasta a fost toată viața mea. Dragii mei, în seara aceasta între noi este unul care ne cunoaște tot trecutul nostru. Ne știe prezentul, cu ce prezent stăm aici. Dar mai mult decât atât, ne știe viitorul. Știi că ai șansa aceasta, în seara aceasta. Tu îți cunoști foarte bine trecutul și ți-e rușine de multe ori de el, să aduci aminte. Ai luat un burete, dacă putea să intri pe firul lui, să mergi și să ștergi totul, ar fi foarte bine, dar nu mai poți face lucrul acesta. Dar știi și prezentul aici. Și aici e un punct fix, în care în seara aceasta poți împlânta o piatră de aducere aminte. Și spune Iisus Hristos: de acum viitorul tău poate să fie ca și trecutul, sau ai șansa să schimbi viața și să ai o viață nouă. E alegerea ta. Nu numai atâta că Iisus așteaptă să-L mărturisești, dar în a patrulea rând îi spune femeia aceasta un cuvânt foarte important. Versetul 50. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis versetul 48. Iisus i-a zis: îndrăsnește, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Și în a patrulea rând, femeia aceasta a avut o credință mântuitoare. S-a dus și a spus: Domnule, mă ating de El și schimbă viața. Viața mea se schimbă, numai ca viața din trecut, viața acum din prezent poate să fie o viață strălucitoare în viitor. Și a spus: vreau să fac pasul. Și vine Iisus și confirmă lucrul acesta: femeie, credința ta
te-a mântuit. Știți ce e mântuirea? E darul lui Dumnezeu. N-ai cum să-l cumperi, nici cu un ban. Strigă cineva, un ateu, se ridică în mijlocul unui public mare și spune așa: hei, cine vrea să cumpere locul meu din rai? Eu-l vând. S-a uitat toți la el și spune: locul din rai? Dar un bătrân, un creștin, se ridică în picioare și spune: dar e sigur că l-ai? Arată-mi actele pe el. S-a uitat, s-a pus jos și a tăcut. Spune: mă, înțelept eram dacă tăceam din gură. E sigur că am actele pe locul acela? Știți că vine Iisus Hristos, vine și se revelează unei persoane. Și persoana aceea se spune așa, îi spune Iisus Hristos: auzi, Cornele, milostenile, rugăciunile, tot ce ai făcut, o ajuns la mine. Dar mai trebuie să faci ceva. Tu ai material trimis acolo, mult. Dar încă n-ai loc. Spune: uite, trimite la Petru, că lui Petru i-am spus ce trebuie să faci. El va veni în casa ta și va spune ce trebuie să faci, că material tu ai, dar mai trebuie să ai locul acolo. Și trimite după Petru și vine Petru și spune: uite, acum noi toți ne-am adunat cu rudenii, cu tot ce am avut pe aici, ne-am adunat toți în casa asta, te ascultăm. Ce o zis Domnul să facem? Și începe să le spună. Se întâmplă o minune mare acolo. Frații mei, mântuirea este darul lui Dumnezeu, n-am cum să-l cumpăr cu bani. Ăsta e darul lui Dumnezeu. Știi ce așteaptă să dea? Îi dau inima, îi dau viața mea. El, Iisus Hristos, așteaptă să-i dau viața. Și în seara aceasta, dragul meu, oricine ai fi, oricine ai fi, Iisus Hristos vrea să ne spună căci putem căpăta mântuirea în dar. Poți să mergi cu darul acesta cel mai frumos în seara aceasta de aici, din locul acesta. Binecuvântat să fie numele Domnului. Într-o noapte foarte cețoasă, un vas cu tone de încărcătură lovește un pilon a unui pod foarte lung care traversa canalul respectiv. Era undeva la mijloc, nu l-a văzut, eram foarte cețoasă noaptea aceea, ploua așa, vorba aia românească, mocănește, și o ceață foarte deasă, nu vedeai mult în față. Și în atenție a lovit pilonul acela și s-a rupt podul. Greutatea toată s-a lăsat și s-a rupt la mijloc, s-a dus în jos. Pe autobanda respectivă circulau tiruri, mașini mici, unii mergeau în vacanță cu din ale de dormit în ele, rulote și mai departe. Alții sunau nevastă și a spus: vezi că mai am câțiva kilometri, ajung cu tirul, parchez și vin acasă, mă aștept că peste câteva ore ajung acasă. Alții cu concubinele, alții așa și mai departe. Plecau într-o parte și circulație foarte încărcată, undeva după miezul nopții era. Și toți care au venit cu viteză maximă pe pilot automat s-au dus toți în hăul acela și au murit o grămadă noaptea aceea. Unul mergând într-o parte a sesizat ceva și presimțea ceva că nu e în regulă. Și a reușit să pună frână, să frâneze înainte să ducă în prăpastie. A sărit jos din mașină și făcea semne. A mers pe sens opus la mașinile care venea pe banda lui și făcea cu mâna: fii, opriți-vă, opriți-vă, ăștia îl clansonau cu genofarul, cu tot. Ești nebun, du-te de acolo, miezul nopții, tu ieși în fața noastră. Și toți care îl înjurau, că și-au bătut joc de el, care au spus tot felul de vorbe despre el. În câteva secunde a ajuns în hăul acela și mergând în jos, le părea rău că n-a ascultat de spusele lui. Dragii mei, trăim în societatea asta de astăzi, acum în zilele acestea, în care ceața păcatului s-a lăsat așa de des. În multe familii s-a rupt pilonul și s-a prăbușit. Neînțelegeri, bătăi, mame care își ucid pruncii, avortează, tineri tot mai mulți care cu drogul în venă, fugiți de acasă, fete făcute de rușine, le-a făcut mamele de rușine. Trăim într-o lume cețosă, în care mulți, în fiecare zi, de când stăm aici, o grămadă de tineri au murit. O grămadă de persoane au murit fără să-L cunoască pe Iisus Hristos. În seara aceasta suntem aici că nu suntem mai buni ca ei. Este harul Domnului că suntem aici. Este darul Lui pentru noi și astăzi, ziua de astăzi, seara aceasta. O seară specială pentru noi. Nu uitați, El îți spune: oprește-te! Și dă-i voie să te atingă. Ești aici și la un moment dat ai spus: nu mai are rost să trăiesc, că m-am săturat de viața aceasta. Și te-ai hotărât să spui capăt zilelor. Și ai spus: nu mai pot rezista. Nu a îngăduit Dumnezeu
Să spui capăt zilor, că și în seara aceasta a vrut să întâlnească cu tine aici, la Betania. Să spună că ai mare preț în ochii lui. Te-a dat deoparte toți, dar el spune, eu nu te-am dat deoparte, nu te-am părăsit. Dragă mamă, dragă tată, ți-ai spus, domnule, nu mai are rost, m-a rugat pentru fiica, pentru fiul, devine tot mai rău, tot mai obraznic. Domnule, nu mai știu ce să fac. Rogă-te în continuare. Iisus Hristos în grădina Ghețiman se ruga acolo, striga și parcă cerul era închis pentru el. Și spune că în chinurile acelea, picăturile de sudoare se prăcuse ca niște picături de sânge și picau pe pământ. Și spune, tată, nu pot să depărtez paharul acesta, că e greu pentru mine să-l beau. Și spune, și a intrat în groasa în el și striga către tata. Și spune, nu voia mea, și voia ta să se facă. Și spune, și n-a încetat, s-a rugat mai mult. De 3 ori s-a repetat lucrul acesta. Dragul meu, când simți că nu mai pot, nu mai poți, mai rogă-te odată. Mai rogă-te odată. Noi credem că nu ne ascultă, dar el ne ascultă. Tata, crezi că nu era acolo când fiul lui striga din grădina Ghețiman? Tată! Care tată de aici? Care are prunci? Întoarce spatele copilului când strigă. Când l-auzi din sutele, miile de copii, știi că e fiul tău, că e fica. Și spune, înseamnă, strigă disperat, înseamnă că are o problemă. Îți faci loc printre mulțimi și ai vrea să zbori, să ajungi acolo, să-i întinzi mâna, să ridici. Dragul meu, tata din cer ne știe cum stăm noi aici în seara aceasta. El știe că stăm în prezența lui. Timpul s-a expirat, s-a dus. Am vrea să cântăm o cântare care eu îndrăgesc foarte mult. Iisus cel înviat e astăzi între noi. Vă invit să veniți sus. Și să cântăm din toată inima, cu toată biserica, cântarea aceasta. Dacă credeți, cei care credeți că El este aici. El, dacă credeți că este aici, Iisus cel înviat e astăzi între noi. S-au dus mulți și au vizitat Țara Sfântă. Și a intrat acolo în mormânt și a spus, ăsta e mormântul unde stă Domnul Iisus Hristos. Stau și se uită la el și ies afară. Și spune, în sfârșit, a venit la noi fratele cu ani de zile în urmă, a venit fratele Buia. Și spune, fratele, am fost cu soția, am fost și noi și am vizitat Țara Sfântă. Și am intrat acolo și ne-am uitat. Ori e aici? Nu e aici. Ies afară și spune, trăiască Domnul, e viu Domnul meu, nu-i mormânt, e gol, e la tata. Și a spus că s-a duce să ne pregătească un loc. Se întoarce în curând. Vino, Doamne Iisuse. El în seara aceasta a venit aici la Betania și vrea să atingă de dumii tale. Vă invit să ridicați pe picioare și împreună cu grupul, haideți să lăudăm pe Dumnezeu cu cântarea aceasta.